Bine ați venit sau revenit la mine pe canal. Înainte să începem, vreau să vă mulțumesc pentru numărul din ce în ce mai mare de abonați. Dacă doriți să mă urmăriți pe Facebook și Instagram, aveți linkurile în bara de descriere. Și înainte să începem, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like dacă v-a plăcut. Palatul Versailles este un edificiu arhicunoscut, o construcție splendidă localizată în Paris, Franța. Clădirea este unul dintre cele mai remarcabile monumente din Franța, nu neapărat prin prisma modului în care arată construcția, ci mai mult datorită evenimentelor importante ce au avut loc aici. Palatul Versailles a fost reședința a regilor Franței și și-a păstrat acest statut important până astăzi, când a devenit unul dintre cele mai mari muzee de istorie din Franța. Versailles a fost la început un mic sătuc francez, dar lucrurile au evoluat foarte mult din momentul în care a fost construit palatul cu același nume. La momentul actual, Versailles este o bogată suburbie a Parisului, aflat la aproximativ 20 de kilometri sud-vest de capitala franceză. Palatul Versailles este una dintre cele mai impunătoare clădiri ale lumii. O construcție structurată pe mai multe etaje care includ o sumedenie de camere și saloane spațioase. Fiecare membru al familiei regale avea spațiul personal alcătuit din apartamente sau câteva camere luminoase, locuri unde se bucurau de tot confortul de care aveau nevoie. Cea mai celebră secțiune din Palatul Versailles rămâne Sala Oglinzilor, locul unde s-au celebrat numeroase evenimente franceze de importanță națională. Camera a fost construită în anul 1690, iar aici s-a semnat Tratatul de la Versailles, ce a dus la încheierea oficială a Primului Război Mondial. Sala Oglinzilor este lungă de 73 de metri, lată de 10,5 metri și înaltă de 12,3 metri. Are pe tavan pictate câteva scene din viața regelui Ludovic al XIV-lea, din momentul în care a început domnia în anul 1661 și până în anul 1678. Regele trecea în fiecare zi prin această sală în drumul său spre capelă și spre apartament. Sala era folosită pentru a găzdui recepții mari, nunțile regale și întâlnirile între ambasadori. Unul dintre cele mai mari secrete de la Palatul Versailles rămâne costul total al lucrărilor, care a fost inițial o chestiune privată. Se pare că mare parte din costul edificiului a fost suportat chiar de rege, dar, în timp ce au început să iasă la iveală fel și fel de secrete legate de Palatul Versailles, regele și-a dorit ca edificiul să fie un simbol al Franței și a ales ca toate materialele de construcție să provină de pe teritoriul francez. Toate materialele ce au intrat în construcție și în decorarea Palatului Versailles au fost fabricate în Franța, inclusiv oglinzile folosite pentru înfrumusețarea sălii oglinzilor. Frumusețea Palatului Versailles este încununată de grădinile care îl înconjoară, de multitudinea de plante colorate care formează un cadru superb. Fel de fel de statui care sunt un simbol al Franței se regăsesc în jurul edificiului pe cele 800 de hectare care înconjoară Palatul Versailles. În anul 1979, frumoasele grădini, împreună cu palatul, au fost incluse pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. De-a lungul timpului, palatul a suportat mai multe renovări capitale, dar de fiecare dată aceste lucrări au fost executate cu grijă, tocmai pentru a păstra aspectul inițial al clădirii. Cei mai buni arhitecți francezi s-au ocupat de palat, iar intervențiile lor au fost tot timpul un succes. Ludovic al XIV-lea va rămâne în istorie drept cel care a reușit să transforme o cabană de vânătoare în anul 1660 în ceea ce astăzi se numește Palatul Versailles, o construcție ce are în prezent 700 de camere. În mod hilar, la vremea respectivă, Palatul Versailles nu avea WC-uri, nici măcar unul. Ludovic al XIV-lea a fost un conducător ciudat de-a dreptul. Pe lângă complexele sale, acesta avea și o aversitate față de WC-uri. Acesta pur și simplu nu tolera nevoile fiziologice și, spun istoricii, se abținea până nu mai putea. Se spune că la un moment dat, o ducesă care a călărit împreună cu regele timp de 6 ore a fost nevoită să se abțină și să nu meargă la toaletă pentru că Ludovic al XIV-lea nu suporta chemarea naturii. Pe 6 mai 1682 a fost inaugurată Curtea Decizională. Pentru a arăta puterea monarhiei, palatul și grădinile înconjurătoare au fost planificate până la cel mai mic detaliu și au devenit modele pentru alte reședințe regale din întreaga Europa.
Transformarea grădinilor pe stilul englez a fost realizată de către Ludovic al XVI-lea. Castelul își pierde utilitatea în timpul Revoluției franceze de la 1789 și este abandonat, dar începe să câștige un nou rol, acela de muzeu, în secolul al XIX-lea. În timpul Revoluției, palatul a fost rezervat de către locuitorii din Versailles, din august 1793 până în ianuarie 1795 au început să găzduiască licitații de mobilă. Muzeul a devenit cel mai bun exemplu de artă clasică franceză în anul 1797. În timpul lui Napoleon, muzeul a fost închis, în conformitate cu Constituția de la 1804. Versailles este desemnat ca palat imperial. Împăratul a folosit ca și reședință clădirea Marelui Trianon, pe când alte camere ale castelului au fost redecorate și aranjate pentru a o servi pe împărăteasa Marie-Louise. Din 1830, Louis Philippe se mută în Marele Trianon și castelul suferă schimbări majore, sub atenta supraveghere a lui Pierre-François, Leonard Fontaine și Eugene Charles. Pe 10 iunie 1837, Louis Philippe îl transformă în muzeu național. Castelul a mai fost folosit pentru evenimente politice de-a lungul timpului. Putem aminti folosirea sa ca sediu central al armatei pe vremea războiului franco-german de către armata Prusiei. În vizita palatului de la Versailles există câteva puncte care nu trebuie ratate, deși întregul ansamblu este ceva deosebit. Apartamentul reginei are 4 camere și a fost ocupat de fiecare regină, ultima fiind Maria Antoaneta. A suferit multe schimbări ce explică multitudinea de stiluri în contrast cu apartamentul regelui. În acest apartament, reginele au trăit în afara vieții publice. Toți copiii regilor s-au născut în dormitorul cel mare. Apartamentul regelui a fost redecorat de câteva ori. A fost ultima oară zugrăvit între 1671 și 1681. Apartamentul are 7 camere, fiecare cameră având scopul său. Bufet, jocuri, cameră de dans, cameră de biliard în timpul petrecerilor date de rege. Dimensiunile grădinilor istorice și deopotrivă moderne sunt enorme, fiind desfășurate pe mai mult de 800 de hectare, ceea ce face imposibilă vizitarea lor pe jos. Sunt amenajate linii de trenuleți sau pot fi folosite mici mașinuțe electrice, cu care vizitatorii pot ajunge în cele mai îndepărtate colțuri ale acestui paradis, ale cărui planuri arhitecturale au fost făcute de către André Le Nôtre. Acest arhitect de grădini le-a modificat și îmbogățit timp de aproape 40 de ani până au ajuns la forma din prezent, grație aplecării pentru frumos pe care o avea regele soare Ludovic al XIV-lea. Parcul superb al palatului nu este format doar din grădini, ci este și un adevărat muzeu, având numeroase statui, ansambluri sculpturale și o mulțime de fântâni, alimentate cu apă de țevi a căror lungime, însumată, este de circa 50 de kilometri. În centrul grădinilor există un mare canal cu apă, în formă de cruce, iar grădinile sunt grupate în 4 mari zone după punctele cardinale. Porțiunea cu cea mai mare bogăție de verdeață și cu cele mai multe specii de plante este în nord. Cu alte atracții, avem 2 bazine cu apă. Bazinul dragonului cu o statuie ce aruncă un jet uriaș de apă de peste 20 de metri înălțime și bazinul lui Neptun. Terasa palatului se deschide spre partea de sud, astfel că grădinile din această zonă pot fi admirate dintr-un unghi deosebit, vizitatorii bucurându-se de priveliștea fântânei Latona, care are în centru o statuie ce o întruchipează pe Latona și copiii ei. În partea de vest, vizitatorii pot admira o terasă formată din bazine cu apă, iar fiecare bazin are câte 4 statui care simbolizează fluviile Franței. De pe această terasă se coboară pe scări până la Alea Regală, ale cărei dimensiuni sunt cu adevărat generoase, având peste 300 de metri lungime și 40 lățime, fiind și străjuită de statui, câte 9 pe fiecare parte. Alea se termină la bazinul lui Apollo, unde este și statuia aurită a acestuia, realizată între anii 1668 și 1670. Asta a fost tot, dragii mei. Aștept comentariile și sugestiile dumneavoastră. Până data viitoare, numai bine!